Dimineață cu ghinion pentru un șofer din Bălți. Mașina lui a ars practic în totalitate în preajma unei stații Peco. Incendiul a izbucnit în data de 28 februarie, în jurul orei 8:45 de minute, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nu departe de gara Autobălți. Imaginile cu mașina în flăcări au fost postate de mai mulți locuitori deveniți martori ale celor întâmplate. În secvențele video se pot observa pompierii care domolesc flăcările, dar și un echipaj al poliției ce dirigează traficul în zonă. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că șoferul staționase în fața stației Peco, iar la un moment dat a simțit un miros înțepător, dar și-a observat fum ce ieșea de la secțiunea motorului. În câteva clipe, mașina, anul fabricației 1993, a luat foc. Pompierii veniți la fața locului au reușit lichidarea incendiului în mai puțin de 10 minute, fără ca cineva să aibă de suferit. Chiar dacă s-a intervenit rapid, focul a reușit să distrugă în totalitate secțiunea motorului și 60% din salonul automobilului. Toate circumstanțele, dar și pagubele materiale suferite de proprietar vor fi stabilite de specialiști.